Clădirea din spatele meu are un rol apart în povestea noastră. Ea adăpostește un unicat, un unicat mondial. Și noi mai avem o șansă imensă, și anume aceea de a-l cunoaște pe cel care a realizat acest unicat. Acum, despre ce e vorba, am să vă spun înăuntru. E un loc adevărat important. Hai să mergem! Adevărat că, în general, când mergeți să vizitați o anumită localitate, nu neapărat biblioteca face obiectul unei vizite oarecare, să spunem, turistice. Deși m-aș bucura să știu că turiștii intră în biblioteci, vor să știe despre activitatea lor, fondul de carte, patrimoniu și multe alte lucruri. Biblioteca județeană Antimi Vireanu din Râmnicu Vâlcea chiar merită să fie vizitată din toate punctele de vedere. Activitate senzațională, remarcabilă, ca iubitor de carte, mă simt aici ca într-un fel de templu și chiar a fost descrisă la un moment dat ca fiind un templu al culturii și al cărții. Doar că, să mai adaugă ceva, biblioteca este acoperită, să spunem așa, de o cupolă cu totul ieșită din comun. O cupolă care este un unicat mondial, este cea mai mare cupolă cu vitraliu din lume. Și este într-adevăr spectaculoasă și este de un impact extraordinar. În momentul în care intri în instituție și arunci privirea de jur împrejur, te fascinează. Marea șansă este să-l poți avea alături de tine exact pe cel care a gândit-o, construit-o, realizat-o. Este artistul vizual, așa dorește să-i se spună, dar asta e dovadă de modestie, de fapt, e mult mai mult decât atât. Este domnul Gheorghe Dican. Este o lucrare monumentală, realizată în tehnica străveche a vitralului, așa cum cei care sunt cunoscători știu, adică cu cornier din plumb, cu sticlă colorată masă, prelucrată manual. Atunci când s-a realizat această lucrare, cred că niciunul dintre noi n-am fost conștient de ce se va întâmpla. Cum a ajuns să vă fie încredințată sau cum s-a întâmplat de, iată, dumneavoastră ați făcut-o? În momentul când am aflat că se construiește acest imobil, mi-am propus să fac eu acest vitraliu, în condițiile în care studiile mele și profesia mea este de pictor, nu de vitralior, așa cum spuneam atunci, sau de, eu știu, de artistic clar. Și a trebuit să învăț tehnica. Și mi-au trebuit 2 sau 3 ani să-mi formez o echipă pentru ca să realizez acest vitral. V-ați anticipat întrebarea. Cu siguranță n-ați lucrat de unul singur, e o echipă care a lucrat aici. O astfel de lucrare se face întotdeauna într-o echipă, se face cu oameni bine pregătiți, cu ingineri, cu tehnicieni care să înțeleagă dincolo de secretele fabricării sticlei, chestiuni de natură tehnică și a trebuit să luăm decizii, de multe ori în premieră. Gândiți-vă că acest vitral este și acoperiș. Practic am înlocuit acoperișul cu o lucrare monumentală realizată din sticlă și foarte mulți dintre cei care vizitează această lucrare se întreabă, dar cum de se menține efectul de hidro și de termoizolare? Ei bine, am găsit o soluție miraculoasă cu ajutorul și al constructorilor cu care am lucrat, punând vitraliu, așa cum spuneam, realizat în tehnica bine cunoscută, în formă de sandwich, între două geamuri duplex, care asigură protecție și care îl fac să se mențină în forma aceasta, pentru că și atunci când am început construcția și când am stabilit că noi suntem unici, ne-am gândit la faptul că, deși vitraliul, mă rog, datează din cele mai vechi timpuri, oamenii n-aveau cum să facă vitraliu sub forma asta dacă nu inventau tehnica termopanului. We'll be right back.
Ei bine, vreau să vă spun că acest vitralul, care are 143 de metri pătrați și care este la o înălțime de 30-35 de metri, are o vechime de 17 ani și nu are niciun cusur, nu are nicio problemă. Asigură o luminozitate splendidă acestui imobil și, de asemenea, are avantajul că în fiecare moment al zilei, în funcție de lumina de afară, are altă culoare. Dacă un fotograf ar avea curiozitatea să-l fotografieze în funcție de anotimp, în funcție de momentele zilei, ar descoperi că are poze diferite și face un album cu același motiv, dar de fiecare dată într-o altă prezentare. Nu sunt un om priceput în prea multe, dar observ aici o sumedenie de elemente care mă intrigă și în egală măsură mă fascinează și mă bucură. Diverse registre cu diverse simboluri, diverse elemente vizuale, de la formele geometrice clasice până la cele unduitoare. Povestiți-mi-l puțin, vă rog. Mai întâi vreau să vă spun că durata lucrului a fost cam așa. Cred că o jumătate de an mi-a trebuit ca să fac partea de documentare, ca să iau o decizie. Este pentru prima dată când spun lucrul acesta și mărturisesc că am avut în cap să folosesc motivul diamantului, nu motivul solar. Uh-huh. Pentru că mă gândeam că simbolistica diamantului este mai specială pentru înțelepciune, carte, cunoaștere, etc. Dar după aceea m-am gândit că totuși imobilul, casa cărții îmi cere un anumit motiv, îmi cere ceva. Și atunci m-am gândit că lumina este un simbol al cunoașterii și că în centrul tuturor lucrurilor poate să stea motivul solar, lumina care vine de la motivul solar. Așa cum observați, am folosit cele 4 plus 1 elemente, acum diferă de culturi, e vorba de simboluri, cum ar fi apa, focul, pământul, aerul și, nu în ultimul rând, motivul spiritualitatea. Sunt 12 ovale de circa 2 metri și ceva în diametru, care conțin în interiorul lor tot atâtea tipuri de scrieri arhaice care au marcat cultura universală de la începuturi și până acum. E vorba de scriere cuneiformă, de scriere egipteană, sanscrită, feniciană, până și elemente, deși aceste trăpnițe de la tătăria sunt destul de controversate, am folosit și elemente aparținând scrierii descoperite la tătăria, pentru că am considerat că este normal să aducem ceva și din cultura noastră. De asemenea, culorile care sunt pe margine sunt cele care conțin lumina din descompunerea luminii albe. Uh-huh. Deci e vorba de rogvaivul, care se repetă. Fiecare compoziție sub formă de oval cuprinde o dominantă cromatică și elemente de factură grafică care nu transmit neapărat un mesaj. Cât a durat lucrarea în sine? Lucrarea în sine a durat în jur de 7 luni și montajul aproape jumătate de an. A fost foarte greu să montăm toate aceste 168 de module la această înălțime. Pentru mine a fost foarte complicat pentru că eu am rău de înălțime și nu puteam nici să mă uit foarte bine fără să-mi fie teamă la el. Au fost momente foarte grele pentru că ploua, era în preajma primăverii și noi trebuia să acoperim clădirea, era acoperișul care trebuia să funcționeze biblioteca. Ceea ce este interesant este că el e mai mult cunoscut afară decât în România. Sunt foarte multe agenții de turism din străinătate care recomandă celor care vizitează România, trec în destinațiile lor turistice, ca obiectiv de vizitat acest vitraliu. În schimb, el e mai puțin cunoscut, din păcate, dar așa este la noi, nimeni nu e profet în țara lui.
Da, într-adevăr. Apropo de recunoașterea internațională, există și o instituție americană care e cea care a, cum să zic, acreditat faptul că este cea mai înaltă și cea mai mare cupolă de vitraliu din lume. Da, există o, așa zis, Academia Recordurilor Mondiale din America. Am primit confirmarea că a fost acreditată ca fiind cea mai mare sub formă de cupolă, e bine să știe lucrul acesta, și cu astfel de funcțiune. Îl considerați capodopera dumneavoastră sau cariera de artist nu s-a oprit și nici nu s-a încununat cu acest vitraliu, această cupolă de vitraliu? Trebuie să fac o mărturisire. Am lucrat timp de aproape 10 ani vitralii, nu mai fac lucrul acesta. Consider că este o profesie extrem de grea. O consider ca pe o completare a carierei mele, pentru că am făcut așa un pas lateral spre niște calități ale culorii pe care eu nu le-aș fi cunoscut și nu le-aș fi descoperit în pictura de Chevalet. Da, o consider copilul meu de suflet și de fiecare dată când trec pe aici mi-amintesc de toate durerile acestei faceri și eu cred că doar dacă această lucrare aș fi făcut-o și tot și-ar mai fi amintit cineva de mine.